Andreea! Bine, am descoperit că dimineața și anume la orele astea e trafic. E foarte mult trafic. Da, dar tu ai o mașină acum ultimul răgnet. Zici tu? Păi cum zic eu? Păi nu e adevărat? Da, nu știu. De unde mă bază ce mașina asta ultimul model? Măi, dar de ce ești tu atât de curios? Dar nu e ultimul model. Ce e ultimul model? Nu e, e ultimul model. E o mașină care îmi place, știi că... Na, și care costă câteva miliarde bune, nu? E, hai, fii serios. Hai de, să fim de câte ori ți-am dat eu sumă? Măi, Andreea Antonescu, mai crezi că noi nu ne uităm și noi pe internet să păi știm prețul și mașinilor? Și atunci de ce mă mai întrebi? Te-ai certat cu băiatul de la Mizil, cu Justin? Eram sigură că asta e prima întrebare. Chiar povesteam cu prietenii, zic, m-a sunat Cătălin acum câteva zile. Nu, vineri m-a sunat mai exact. Da? Dimineața. Așa? Și mi-a zis că discutăm despre America, discutăm despre orice, dar după știrea care a fost dată... Am văzut astăzi în ziar, sau duminică astăzi, în ziar. Nu, cred că sâmbătă ai văzut, că sâmbătă am văzut și eu. Eram convinsă că ăsta va fi subiectul, da, ne-am despărțit. E oficial? E oficial. Știi că data trecută când am venit la tine, nu. Dar de ce v-ați despărțit? Pentru că aceeași problemă pe care ți-am spus-o și vara, astă vară, și știi că sunt foarte sinceră, da. Lipsa timpului petrecut împreună. Lipsa timpului petrecut împreună din cauza ta sau din cauza lui? Din ambele părți. Știi că eu am auzit tot felul de zvonuri, că de fapt tu te-ai cam săturat de băiatul din Mizil. Zici tu. Așa ziceau ziarele, că te-ai săturat de băiatul din Mizil și că de fapt... legătura s-a rupt pentru că tu ai găsit, ți-ai găsit pe altcineva. Știi tu cum e? Am luptat foarte mult pentru relația asta și nu sunt genul de persoană fițoasă care să pună capăt pentru că, eu știu, e un motiv sau pentru că nu mai e la modă sau pentru că deja a durat prea mult. Nu, nu e așa. A fost o relație în care eu am avut foarte mare încredere, o relație pe care mi-am dorit-o pentru totdeauna. Și te-ai de făcut multe și... sacrificii exact. Pentru relația asta, uite, ți s-a adus și sandwich-ul. Ai făcut multe sacrificii pentru relația asta, ții minte că te-ai certat exact. Cu toată și lumea, cu familie, cu prieteni. N-aș putea dintr-un moft sau dintr-un flac să... Da, dar băiatul ăsta de la Mizil ți-a cumpărat mașină, ți-a luat casă? Nu mi-a cumpărat nici mașină și nu mi-a cumpărat nici casă, crede-mă pe cuvânt. Erau toți zvonuri prin ziare? Da, bineînțeles. Bun. Îi așteptăm pe telespectatori să ne sune, să afișăm numărul de telefon imediat pe ecran. Este deja afișat și întrebările pentru Andreea Antonescu, vă rugăm, dragi telespectatori, întrebări pentru Andreea Antonescu la acest număr de telefon. O să intrăm imediat în legătură directă cu spectatorii. Ai dus poze, cine da. A adus? Da, mi-ai cerut poze din America, nu? Da, adune poze din America. Pe care să le arătăm. Deci Andreea Antonescu în ultima perioadă, dragi telespectatori, a mers în America. Dar ce ai făcut tu în America, Andreea? Ultima oară am fost invitată la un festival organizat de români. Am fost singura venită din România și a fost foarte bine. În Sacramento am fost. Știi că se zice de foarte multe ori artiștii români când merg în America, ei zic că merg să cânte, că au spectacole și când acolo vai mama lor. Dovadă. Da. Că s-a ținut pe scenă și nu în restaurant. Bun. Și aici erai la mare? Nu, aici eram în San Francisco. Eram. Bă, dar cât ai stat în America? 2 săptămâni, am stat cel mai puțin. Dar cum ai ajuns tu acolo? Pe cine ai cunoscut? Cu avionul. Cu avionul, cu avionul, dar cine ți-a plătit avionul? Organizatorii, cei care m-au chemat. Da, și cum au aflat de tine sau cum te-au chemat? Eu am mai fost de multe ori în turnee acolo în America și ne-am cunoscut în ianuarie când am fost eu acolo. Și și-au dorit foarte mult să vin. Ne-am întâlnit, ne-am reîntâlnit astăvară aici la mare. Da? Și... Te-ai împrietenit cu într-un organizator ceva? Nu, era organizatoare, așa că nu mai mergem cu un scandal. Nu e rău, am citit și despre Ileana Lazariu. Te rog frumos, sunt fată serioasă. Da. Acum ești singură sau ai prieten sau ai pe cineva? Sau... Acum sunt foarte bine. Ești singură? Deocamdată sunt liniștită. Deocamdată vreau să mă refac. Băi, deocamdată... vrăjeala păi, stai, asta. Stai, lasă-mă să-ți explic. Da? Da. Ești singură? Da. Ești mulțumit? O să te avem și pe tine imediat aici în plasmă, lângă noi, pentru că deja se aude piesa, cea mai recentă piesa ta, nu? Da, ultimul meu clip. Bine că ai revenit, credea lumea gata, că nu o să mai revii, că nu o să mai fac nimic Andreea. E, cum e posibil așa ceva, nu? Știi că așa sunt ziceau. Mult prea ambițioasă, sunt zodia fecioarei, așa că până nu obțin ce vreau, nu mă las. Da? Da. Crezi că o să reușești în continuare să ajungi în top acolo? Să... Sunt convinsă pentru că îmi doresc foarte mult și e singurul lucru la care știu că n-aș renunța niciodată. Știi ce zicea lumea? Că de fapt pe Andreea Antonescu a ajutat-o Justin, că a susținut-o și acum... Cum? Financiar, că el are afaceri la Mizil. Din câte știi tu și din câte se știe foarte bine, nu, bine am propria mea casă de discuri cu care lucrez de 4 ani de zile, am propriul meu manager, Joey Dalvare, care mă ajută foarte mult. Și niciodată... propria ta casă de discuri, adică cum? Roton? Ești la casa de discuri. Sunt la casa de discuri Roton, da. Nu, și sunt genul de persoană care consideră că o carieră trebuie făcută dacă ești în stare să o faci și nu prin banii iubitului sau a prietenului. Niciodată n-am acceptat lucrul ăsta. Adică, nu știu, n-aș vrea să fiu o marfă vândută. Fratele meu, cum
voi artistele, nu vă împrieteniți și voi cu băieți care merg cu trolebuzul sau cu metrou, vă împrieteniți mai deștept cu mașini, de ce vrei tu rând, să discutăm atât de mult despre chestia asta? La început, începutului, crede-mă că nu era vorba nici de mașini răcnet, nu era vorba... E meritul lui că a reușit să obțină ce a obținut pe puterile lui, pe creierul lui. Eu una l-admir și îl respect foarte mult pentru lucrul ăsta, da. Foarte mult. Și știu foarte bine, am fost alături de el, am crescut împreună de la 17 ani și ceva. De ce v-ați despărțit? Toată lumea aștepta să vă căsătoriți? Pentru că am luat o decizie foarte matură, consider eu. Amândoi am luat-o. Amândoi? Da. Bun. Andrei Antonescu așteaptă întrebările dumneavoastră, de asemenea mesaje pe adresa emisiunii, emisiunea@garsoniera.ro, unde îți vin întrebările pentru tine. Telefonul când este pregătit, spunem bună dimineața, alo! Sunt mulți care vreau să intre în direct și uite, alo, bună dimineața! Bună dimineața! Cum te numești? Bobby. Bobby, de unde ne suni? Din București. Te ascultăm, Andrei Antonescu așteaptă întrebările tale, dar să fie așa, repede, la obiect. Bine, atunci azi. Simplu și la obiect, deci felicitări, Andreea, pentru melodia ta care ai spus-o, nu știu dacă mai simte, ne-am întâlnit la mare. Uite, apare acum melodia pe ecran ca să o vezi și tu și toți telespectatorii. Și în afară de felicitări, nu știu, când mai scoți o melodie mai nouă, că toată lumea mă întreabă pe la liceu, am zis că ești deocamdată promovez albumul acesta, dar mă pregătesc pentru un nou album care îmi doresc foarte mult să fie așa cum consider eu că ar trebui să fie. Și ce să zic, multe surprize în continuare, multe. Bravo. Chiar sunt Bobby, toți artiștii ți-ar fi dat răspunsul ăsta, să știi, toți la fel ți-ar fi răspuns. Adică eu sunt ca toți artiștii? Mă scuz. Nu, ea e mai specială și cea mai sinceră artistă de la noi, sigur. Da, să știi că la capitolul sinceritate stă foarte bine, bravo. Nu-mi place să privesc pe cineva în ochi și să mint, nu pot, de fapt, păi nu-mi da, place. Dacă mă privești în ochi, eu nu te pot privi pe tine în ochi, pentru că tu ai lentile de contact. Am o protecție. Bobby, mulțumim mult, mai lăsăm și alți telespectatori. Bine, mersi, papa în continuare, Andrei. Te-am pupat, la revedere, toate cele bune. Vă așteptăm, dragi telespectatori, numărul de telefon este același. O să-l aveți imediat afișat pe ecran, chiar în momentele așa, chiar acum ai afișat numărul de telefon pe ecran. O să rezolvăm și problema cu SMS-urile, pentru că aveam un număr de telefon de SMS care mai era și pe la Național TV și o să rezolvăm cu SMS-ul să fie numai SMS-ul nostru pentru artistul nostru. O să vezi asta. Până atunci îi așteptăm pe telespectatori pe www.garsoniera.ro. Îi așteptăm să intre în legătură directă cu noi și Andreea Antonescu să ne spune. Pe tine? Fii atentă, eu am ajuns la un post de oarecum unde principalul obiect de activitate sunt știrile. Pe tine te interesează politica? Nu. Deloc? Absolut. Dar tu știi cine e prim-ministru? Gata, știu. Hai să spun de ce știu, că am și cântat în campania electorală. Da? Da. Așa, și cine e prim-ministru? Domnul Tăriceanu. Am înțeles. Dar nu știu decât cine e prim-ministru și cine e președinte. Atât? Da. În rest, de exemplu... Nu, deci chiar nu mă interesează, nu-i domeniul meu. Da, mă, dar nu crezi că și acum, pe bune, și... N-am de gând în anii următori, nu știu, poate mai târziu. Dar primarul capitalei știi cine? Dan Chișu! Dan Chișu! În niciun caz, nu, pe primarul capitalei... Nu mă provoca la discuții, pentru că atitudinea asta, nu știu, nu-mi pasă, nu mă interesează, nu e tocmai pe gustul meu. Dacă Adinaurea i-a plăcut că insist ca bărbatul să fie foarte... drăguț cu iubita să-i facă micul dejun. Acum insist, Andreea, ca viața socială să te privească, pentru că indiferent ce faci, băi, Dane, că trăiești, știi că bani are mașină, faimă, ce mai trebuie, cine-i primi. Dar mașina e totul, fii important serios acum. Important e să știi cu ce se mănâncă viața din prejur, cu cine te înconjoară, ca să oameni pe care îi votezi. Trebuie să votezi, Andreea, e dreptul tău. Ce faci? Nu știi? Te duci să votezi pe nimeni? Nu, mă duc să votez. Când ții în campania... Deci cine te plătește mai bine? Nu e bine. Nu e adevărat. Poți să faci campanie pentru cineva și să-ți dai votul oricui altcuiva. Pentru că votul tău trebuie să reprezinte opțiunea ta. Ce vrei să întâmple mâine cu tine, cu familia ta, cu copiii tăi? Sincer, chestia politică nu e pe loc, e ca un plan pentru... N-am fost la vot până acum. Mă, Dane, dar vreau să-mi spui ceva, ai reușit să cucerești multe femei cu omletă, cu ceai, cu pac? Refuz orice provocare și vă salut. Dar sunt cunoscut pentru așa ceva. Pe lunea viitoare, dar mai spunem încă ceva și atât, cum a fost la concert la Phil Collins. Am ajuns foarte târziu la concert la Phil Collins pentru că am avut altă treabă, dar am ajuns către... Mi-a fost frică, toți mi-au spus că e foarte frig și eram răcit și într-adevăr a fost puțin cam frig în sală, dar a reușit să încălzească atmosfera atât de bine încât a fost... Finalul de concert a fost senzațional. Bun, mulțumim mult de tot, Dan Chișu. Sunt telespectatori care vor să intre în legătură directă cu noi, mai exact cu Andreea Antonescu. Imediat după publicitate revenim și până atunci să guști... E dulceață făcută de Dan Chișu, cireșa amară cu puțină lămâie dragă. Vine, dragă.